Miercuri, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 9 percheziții la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale și instituții nebancare din județele Argeș și Mehedinți. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiuni neconstituirea unui grup infracțional organizat, complicitatea la înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, folosirea instrumentelor false, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Oamenii legii au și la sediul unei societăți nebancare de tip CR din Câmpul Lung. În urma descinderilor, 13 persoane au fost reținute și peste 100.000 de lei au fost confiscați de polițiștii din Argeș. Banii erau susceptibili a proveni din activități infracționale. Oamenii legii au mai ridicat și documente cu valoare probatorie. Cercetările au scos la iveală faptul că, în perioada iunie-octombrie, cei în cauză ar fi obținut în mod fraudulos sume de bani cu titlul de împrumut de la 6 instituții financiare nebancare de tip CR, pe care ulterior nu ar mai fi restituit. Prejudiciul cauzat este de peste 150.000 de lei, reprezentând sumele de bani nerambursate. 28 de persoane au fost conduse la sediul poliției municipiului Pitești pentru audieri. Dintre acestea, 13 persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Acestea au fost prezentate parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, iar de aici au plecat cu cereri de luare a măsurilor preventive din partea procurorilor. Au ajuns în fața magistraților, iar 5 au primit măsura controlului judiciar. Unul dintre ei a primit arest la domiciliu. Alte 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 29 de zile.